Marea Unire le-a prins ca teatre naționale, de plus Teatrul Național din Cluj, fondat ca o consecință a realizării Marii Uniri la 1 decembrie 1919, atunci a fost fondat, la un an după Unire, precum și Teatrul Național Mihai Eminescu din Chișinău, să prezinte în cadrul festivalului, înscrise în programul festivalului, spectacole shakespeariene la ei acasă, încercând în acest fel să realizăm o axă între Craiova, București și Chișinău, adică un fel de Iași-Cluj. Nu cerc, dar de o formă. Păcat că îi regretăm enorm, nu știu ce formă geometrică, paralelepiped, că nu am putut înscrie, cum ar fi fost probabil de dorit pentru fiecare român patriot, să înscriem în acest program și Teatrul Național din Cernăuți, e fondat de asemenea în 1921, acolo unde, datorită unor mari regizori, precum Victor Ion Popa, s-a creat o mișcare teatrală absolut extraordinară și unde s-au format mari actori ai României și mari regizori care după aceea au venit spre regat și spre Ardeal.